Same it is. Going live. There you go. And that is for when you want a break. But yeah, live chat will come up here. Is it live? It will, but it's slightly behind. Like, we're slightly ahead because there's a lag. A lag? Yeah, slight lag. So you're live now. Like, literally, you're 20 seconds in. Oh my goodness, this is like. Conquer views. So, okay. I don't understand. Well, your chat will come up here when people start talking. Okay. But this is us, okay? This is us right now. In here. Oh, come on, me. Come and sit with us. Okay, so you can just introduce it now. Buna! Carry on. Oh my god, this is so weird. Like, e prima oară când fac live stream și cred că sunt un pic în urmă, adică eu mă văd în reluare, dar eu acum gen vorbesc cu voi, e foarte ciudat. Stați că așteptăm așa puțin până se așează lucrurile. Be better if we had two windows, but whatever. There you go. Oh my god. So where do I see, like, where people are writing questions? Because at the minute, like, no one wrote anything. Let me test it and see if it's working. Facem teste prima oară, vă rog să-mi scuzați. It's the first time we've done. Oh, bollocks. Oh my god! Oh, there's loads of chats. Is there? Yeah, but I think that it's better, like, to read it from the phone. Oh, well, it's not coming up on the computer for some reason. No, stați așa că v-am aici pe telefon, că eu încă nu venim, dar nu mi-apare nimic. Mute us, otherwise we'll have a... Oh, okay. Încă nu mi-apare nimic, dar o să citesc de pe telefon. Marcela Pușcașu, bună! Bună, Marcela! Wow, cât sunteți! Elena, salut! Bună! There we go! Yay! It's working now! Vă văd, gata! Technical issues. Da, dar cred că e mai bine să citesc de pe telefon. I think it's better to see it from the phone, because, like, if I look over there... Well, it doesn't matter. The computer will be ahead of the phone, because yeah, the phone is spectating. The computer is actually what you're getting straight away. Okay. So, yeah. Oh, this is really awesome! Minunat amândoi, mulțumim! They say we are wonderful together. Oh, good. Sorry so if I'm talking exciting. Way too close to the microphone. Oh my god, what a fine, yeah? E super, super fine. Bună, Elena. Bună, Alexandra, Denisa. Eu vă salut acum pe toți. Wow, deja haideți că sunetul puțin mai tare. Can you put the sound up a little bit? The only way that we can put the sound up more is by speaking closer okay, to the microphone. Așa că aduce it's already on at max. Mai aproape. Can you hold on a second? Maybe. Unscrew that too much. No. Stați așa, că e prima oară cum facem. Abar n-am că aici Nathan este domnul cameraman. A venit aici cu aparat. Acum, deci mă auziți acum? Oh my god. Mă auziți mai bine? Vreau să-mi spuneți dacă mă auziți mai bine. Sorry. Oh my god, nu te auzi. Tu citești ce scriem noi, sunteți minunați. Nu mă aud? Mă aud acum? Bună, Cristina! Bună, bună, bună. Vreau bună. Vreau să-mi spuneți dacă mă auziți. They say they can't hear me. At all? Or not very well? Like, at all? Mă auziți acum? Mamă mia, cât sunteți, Doamne! Vă mulțumesc că ați intrat atât de mult! Da, se aude mai bine. They say, yeah, it's okay. Better now? It's better now. Good. I think you need to come closer to the yeah. microphone. I'll try and work out a way to make it better. Yeah. Oh, wow, ce tare! Hello, Mili, come here, papa! Come here! Good girl! avem un musafir! A venit să vă salute! Oh my god, this is awesome! Salutare tuturor! Mă bucur că m-auziți, dar știu, eu vrea cadouz acum. Este foarte ciudat să vorbesc la microfon, pentru că eu mă văd...
He won't cut us right now. Oh my god. Too exciting. Come on then. Sit down. That's it. And now you can get all the cuddles in the world. Și acum să vorbim, să stăm de vorbă. Mamă, ce tare e faza asta. Mă simt ca la un podcast, dar în direct cu voi. Vai cât de mult sunteți. Yes! Hello, big hugs! Salut, Ramona! Mulțumesc, mă bucur mult că ai intrat. Mă bucur tare, tare mult că ai intrat. Bună, bună, m-auziți. Super! Marie Chris, ce a fost cu videoul de mai devreme? A făcut Nathan niște încercări pe aici și modificări ca să fie sigur că intrăm live și din greșeală au pus un clip, dar l-am șters. Da! Bună! Bună tuturor, mă bucur tare mult că ați intrat. Nathan, say hi! Bună! Bună! Și Mili zice hi! Suntem aici în familie, duminica în familie, că am o familie mare. Dani, Brigitte, o ador pe Mili! Mulțumim și noi o adorăm, toată lumea o adoră. Da, astăzi n-am filmat nimic așa cum am gândit, adică a fost ideea lui Nathan, că Nathan mereu îmi spune să fac live streams. Eu habar n-am avut cum să setez totul pentru că e destul de complicat, așa că astăzi m-a ajutat el. I just said, like, you did everything for me today to set up the live stream. It's not amazing. The kit's quite haphazard, put together. Sorry, îmi pare rău. Da. Mili. O să auzi și pe Mili cum latră, pentru că Mili este la geam și când trece un om sau un cățel sau o vulpe sau o pisică, imediat se duce la geam și impictează geamul cu nasul. Dar da, bună, mamă, deci cât sunteți foarte mulți. Tatiana Zubcova, Cristinel, te salut din Republica Moldova, te urmăresc cu drag pupici, mulțumesc tare mult. Says hi from Moldova. Hello. Da, îmi era foarte dor de voi. Vă pup! Ok, prima întrebare, deci da, vreau să... Deci cu Nathan, împreună cu Nathan. Oh, Nathan, they said you should do like a gaming YouTube channel with me. We could do, but like the only games that I ever really play is GTA, which is usually online with my brother-in-law. Yeah. No Man's Sky or Cyberpunk. Yeah. But we did let me grab it. Da, Ioana, ce frumos e că el lângă tine te ajută și te susține. Da, întotdeauna mă susține. El mă ceartă dacă nu postez. Deci avem aici, el e number one. I said, it's really nice because you support me. And I said, you have a go on me when I don't have time to post. Da, uai, deci cât sunteți? A umblat Nathan mai devreme la butoane și se auzea mai tare. Poate încerca din nou, că se aude clar. Că se auzea clar. Sunteți frumoși. Oh, yeah, so, like, Ramona said that you just done something to the buttons. Like, they could use me clearer, but now... Mă auziți bine? Asta vreau să știu, dacă mă auziți bine, că cred că trebuie să vin mai aproape de microfon, așa ca la podcast. How about now? Try now. Hai că încerc acum. Mă auziți bine acum? We won't be able to find out what they're saying for about 10-20 seconds. Aștept răspuns de la voi, merge un pic în greu. Cristina, Justina și eu sunt din Galați. Mamă, cât de tare! Salutări din România, Cluj mai exact. Mulțumesc! Ce bine vă potriviți, vă pupicesc! Mulțumim, they say we look really nice together. Da. Better now. Da. I can translate that. Yeah! Nathan știe un pic de română, acum se aude mai bine. Deci înseamnă că trebuie să stau foarte aproape de microfon ca să înțelegeți tot ce spun aici. Ok, da, deci să începem cu întrebările, zic, pentru că ăsta era și scopul, ca astăzi să facem un live stream în care să vă răspund în direct la întrebări și mă bucur tare, tare mult că ați intrat atâția. Mirina, bun, deci, întrebare pentru Nathan. Nathan, salutări din România, vai, deci cât sunteți? Doamne, e superb! Ok, Nathan, this is the first question, it's for you. Ok. What's your favorite football team? My favorite football team? I'm not
that big into football, but as a kid, it was ingrained into me because my dad's from Manchester to support Man United. So you support Manchester Man United? Not really. Yeah. My dad does. Okay. So I kind of was forced to as a child. Nu prea e cu fotbalul, așa că nu cred că are o echipă pe care o suportă, care o susține. Salutări din România, Ana Maria Mărginean, vai de mine, deci mă bucur mult că sunteți atât de mulți pe live stream. Andreea, care e culoarea ta favorită? Nu cred că am o culoare favorită. Îmi place gri. După cum mie vedeți, toate sunt gri. Nu știu de ce, dar îmi place gri. Îmi place alb. Culorile pastelate, dar în general... Oh, she's so cute. În general, îmi plac culorile, dacă știu să le asortez. Te auzim foarte bine. Super, mă bucur tare mult că mă auziți. Dacă vorbești lângă microfon, te auzi bine. Ok, deci o să stau lângă microfon. Salutări din Brăila, Mihaela Cracana. Nu știu dacă am zis bine, sper că nu ți-am stârcit numele. Cătălina Burlacu, te urmăresc de mult timp și am aflat că ești o persoană minunată și viitoare. Mulțumesc și eu, vă iubesc la fel de mult și vă mulțumesc enorm că sunteți alături de mine. Mereu! Așa. De obicei nu-mi place deloc accentul britanic, dar Nathan are un accent așa fain. She said, Alexa said, that you got a really nice accent. Me. Yeah. Cu ce se ocupă Nathan? Nathan, what's your job? What do you do? That's the question. They want to know, what do you do in life? I am a You need to come closer. Well, you're going to have to translate. I will translate. I'm an art worker. So a graphic designer. Deci Nathan este un art worker, pe românește, sau nu, mă rog, jobul lui este de graphic designer. Ok. Set up emails and brochures and all sorts. Yeah. Loredana Tentu, any plans for tomorrow? Work. Muncă. da. Ce înălțime aveți? Eu am 1.50 m. Nathan, how tall are you? I am like a centimeter off 6 foot. So I'm 5'11 and a bit. Oh, la britanice. Tiniest bit from 6 foot. La britanice e diferit, că ei măsoară în foot. Yeah, I don't know. 6 foot, dar nu știu cât are în centimetri. Let me go get a tape measure. Ok. Alexandra Ianculovic, te-ai simțit vreodată nașpa pentru că ești mică de înălțime? Eu urăsc asta la mine. Am simțit nașpa când eram în liceu, pentru că mereu eram bullied. Că știți și voi cum e viața în liceu. Orice defect mic ai, toată lumea se leagă de tine. Dar când am crescut și am ieșit din liceu, nu m-am mai simțit prost. Pentru că știți cum e vorba aia. Lucrurile bune vin în pachetele mici. Așa că acum chiar mă bucur că sunt mică de înălțime. Pot să port tocuri, pot să port tot ce vreau lângă Nathan și nu sunt mai înaltă. A, și pot să, dacă ar fi, pot să am ce iubit vreau de orice înălțime, pentru că sunt mică, așa că înălțimea nu prea contează. Dar da, Nathan te înțelege când vorbești în română, îți urmărește videoclipurile. Da, ceea ce este foarte ciudat, că de fiecare dată când postez câte un clip nou și intru în cameră, îl găsesc pe Nathan cum se uită la clipurile mele, deși nu știu dacă înțelege mare lucru, dar Nathan învață limba română, adică el înțelege ce vorbesc, dar îi este greu să se exprime în limba română, dar așa înțelege. Așa. Cred că am ruși pe dinți. Simt așa cum am ruși pe dinți, dar mă rog. În fine, haideți să trecem mai departe. Vă mulțumesc tare mult pentru întrebări. Vreau să-mi puneți, să vă simțiți comozi alături de mine și să-mi puneți cam ce întrebări vreți. Și dacă pot să răspund, o să răspund. Oh my god, ce idiot! Un metru 82 are Nate și eu am 1.50 m. Deci vă dați seama. This is so weird. Ok. Cătălina Burlacu, de cât timp locuiești în Anglia? Locuiesc în Anglia din 2007. 2007. Cred că de vreo... Dacă suntem în 2021... So how long do I live in UK? From 2007. That would be 13 years? Yeah. Yeah. 13 ani, nu? Sper că am făcut matematica mulții. It'll be 14 years later on this year. Da, aproape 14 ani.
Bianca, uite ce faci, drăguță, uite bine, stau de vorbă cu voi și mă bucur că ați intrat. Ești unguroaică sau româncă? Sunt născută în România, dar tatăl meu a fost ungur, deci după certificatul de naștere sunt româncă, dar am sânge de unguroaică în mine pentru că, na, moștenești pe tatăl meu, care a fost ungur-ungur, jet pe jet, dar sunt româncă cu... cum se zice? Heritage, like Hungarian heritage, isn't it? Hungarian descent. Yeah, cu descendent, deci nu știu, ceva cu trăsături ungurești, după cum și numele, care mi este pur unguresc, deși nu știu o boabă ungurește. Bă, nu cred că de... NM, vă stăm împreună, mulțumim! Așa că facem un cuplu fain. O să avem copii frumoși. Wow. They say we look really... really good together. From us. Beautiful together. Yeah. Care Paște îl sărbătoriți? Nathan este catolic, așa că am sărbătorit și Paștele lui, dar eu, pentru că sunt ortodoxă, sărbătorim și Paștele ortodox și o să fac așa o masă ca la noi la români și o să invit și familia lui ca să vadă cum se petrece Paștele la noi în România. Pentru că aici e diferit. Aici este cu... What religion? Yeah, yeah. Said, like... Easter, the Catholic Easter. And Easter in England is different from Easter in Romania, că ei n-au ouă roșii. I'm not Catholic. I was never brought up Catholic. Oh, what are you then? I was brought up Church of England. Church of England. but I went to a Catholic school. Okay. Da, deci Church of England. Munteanu Marinela, bună, tu ai ochii albaștri? Dacă da, de la cine le ai? Adică de la tatăl tău sau de la mama? Da, poate de la ambii, dar eu am ochii albaștri și se schimbă. Iarna îs spre verzui așa și vara, dacă sunt și bronzată, sunt albaștri. Say about my eyes. My mom and dad had like blue eyes, așa că de la amândoi se trage. I've got grey eyes the same as my dad. Yeah, piercing eyes. Piercing, you mean zombie. Zombie eyes. Da, unde și când veți merge în următoarea vacanță? When and where are we going for our next holiday? Somewhere in England, because we're not allowed to go. Da, deci momentan nu avem voie să mergem, că ne dă amendă de 5.000 de lire. Bine că asta o să se schimbe, dar cu coronavirus trebuia să mergem acum în mai. Trebuia să mergem în... unde trebuia să mergem? Mauritius și apoi trebuia să mergem și în Dubai, dar s-a anulat, vă dați seama. That ain't happening, no? No. That's cancelled. Da, nu știm. That was meant to be in a month and a half. I know! Can you imagine? Like, horrible! We should have been married for, like, what, 6 months already, no? I know! Dumitru Elida, mă pot saluta, mă numesc Anda. Bună, Anda! Trei lucruri pe care Nathan nu le suportă la tine, mă întreabă Oriana Roșca. Oh my god! Ok, so, three things that you don't like about me. You're exposing! You sleep too much. Ok, unu, dorm prea mult. You decide that cleaning the house is more important than other things that you should definitely be doing before cleaning the house. Ok, am zis că decid că a face curat în casă este mult mai important decât ceea ce este într-adevăr important și mă apuc să fac curat în casă când chiar trebuie să fac ceva important. And then the third... You drink tea with sugar. Chai cu zahăr. What's wrong with drinking tea with sugar? I really cut down on sugar. Well, it just ruins the taste. You're meant to have tea without sugar. Okay. Doar atât? Is that it? That's three things. Ah, astea sunt doar trei. Cum mai are? Okay. If they want more, they can ask for more. Okay. Denise Sohman, salutări din Hanover. Conform cadoului astral făcut de Nathan în urmă cu 2 ani, pe când era planificată căsătoria. I hope Nathan marries you soon, you are an amazing young lady. Oh, so you know you gave me that picture with the stars? That was like a gift on Christmas? Nu-și amintește? Maybe. Yeah? So you say... Which one? The one that's in our bedroom. Oh, yeah. She said... I remember now. When was... that supposed to be 8th of October last year. Pe 8 octombrie anul trecut trebuia să fie. I still got it. We can go and grab it. Yeah, just go and grab it.
I have to go underneath wires. Elena Toader. Yeah, just unplug this, because I don't think it's bună, când mai vii în România? Nu știu, sperăm că anul ăsta o să vin în România, chiar îmi doresc. N-am mai fost în România de când cu pandemia asta nenorocită. Dar da, sper să vin anul acesta, nu știu pe când, când ne dă drumul. Alexa, cum v-ați cunoscut? La muncă. Eu eram într-o altă relație, eram căsătorită, de fapt, cu fostul. Asta-i tablou. Hey, that's really cool. Uau, ce m-o speria! Millie. It's the cat! Oh my god, it's the cat! Millie. It's the cat, Millie! Deci cum face cum vede pisica. Da, ne-am cunoscut la muncă, dar nu vorbeam unul cu altul pentru că eram într-o altă relație, așa că o țineam low-key. Poți să ne-o arăți pe Millie? Millie, come here, papa! Come here, come here! Poți să vă arăt, da. Nu stau acum, numai dacă mă duc să iau un treat ca să vă arăt. Stați așa, două secunde. I need to go and grab a treat for her. I'm just gonna kick her out of the lounge. Be easier. I'm just gonna kick her out of the lounge. It'll be easier. No, because they wanna see her. Yeah, but there's a cat there, so she's just gonna keep barking. Come here, puppy. No, i-am adus astea. The cat's gone. Ok, când pleacă pisica, aducem și cățelul, că o să fac așa urât. Ok, bun, haide. She'll be barking every 5 minutes. I know. Câți ani ai? Aoleu. How old am I? Ooh, that's a tricky question. Nu stă microfonul ăsta și mă enervează. Wish you hadn't done that. I know. Just don't touch it. Nu știu, sunt vampir. 30 și un pic. Ok, Nathan știe română. Can you speak Romanian? Puțin. 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 I can understand people talking to me most of the time. I'm very, like, I struggle to speak back. And I can read it quite well. V-am făcut poză, abia aștept într-o zi să ne întâlnim și noi, chiar când ieri am fost în Wales, dar am fost doar ca să vizităm pe bunica lui Nathan, că a făcut 90 de ani și ne-am dus la un mini party în grădină. A fost foarte frumos să schimb locația, m-am simțit foarte bine. Bună, câți ani are de 20? Mulțumesc! Asta e întrebarea vieții, toată lumea mă întreabă, câți ani am? Am zis, am 30 pe 30, 18, 20 spre 30 și un pic. Salut! Salut! Salut, salut! Ar putea Nathan să ne arate tatuajele. Nathan, they want you to show your tattoos. I've only got this. What does it mean? So it's a lot of different things that I like. So this is from Silent Hill. This is a music label that I like. This is Adventure Time, Shadow of the Colossus. This is another music that I like. Star Wars, Mass Effect, Queens of the Stone Age, Arcane Root, Skyrim, Minecraft, Gunslinger Born, all sorts. Just lots of different things that I like. I'm planning on adding stuff to it. I think the next one that I'm going to get is a little Lego minifig of Fintan. Like the ones that he made before he died. I know. Deci o grămadă de lucruri căruia nu mai știu să vorbesc. O grămadă de lucruri pe care Nathan le îndrăgește și trebuie să își termine sleeve, mâneca, și o să mai adauge și... It's very expensive to get a sleeve, though. I know, e foarte scump. 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 Scump, scump, domne, scump. bun. Deci, wow. Săptămâna asta ne mutăm în Northampton. Poate există șansa să ne întâlnim? Da, cu siguranță, mai ales că acum avem voie să ne întâlnim. Mi-o dat și nouă voie în sfârșit să ieșim și să ne întâlnim și cu alte persoane în afară de ceea ce vedem în casă. So, there's a girl, she's coming to Northampton. So they might meet up. Mi-ar plăcea să fac un meet and greet.
în Londra și aici în Northampton sunt o grămadă de fete care mă urmăresc și am zis de multe ori că vreau să fac lucrul ăsta și poate că acum cu schimbarea asta, că suntem puțin mai liberi, o să reușesc să fac și un meet and greet. Won't be able to do that until June. I know, până în iunie. Mai stau până în iunie. Maybe we can do one around my birthday. Yeah. Because that will be just after. Aww, hopefully. You look very nice at me. I am so lucky. Oh. I know, isn't it? Isn't it the best? Mulțumesc. Dă-mi un kiss. Na, ne-am și pupat. S-a rușinat acum. bun. Nu. Acum mă auziți? Da. Mă auziți? Ok. Îi place lui Nathan în România. Nathan, do you like it in Romania? Yeah. Yeah? Well, I've said that I would like to retire if we can there. Obviously not for 30 years. Yeah, deci îi place. Acolo vrea să ne retragem la pensie. We've only been to a few places. So, we've been to Deva, Timișoara, Bucharest, and then around the Danube. I don't know any of the places that we went, though. Herculean. Ah, Băile Hercule și Clisura Dunării on the Danube. What was your favorite? I liked the head. Ah, capul lui Decebal pe Clisura Dunării chiar a fost super fain. E un loc superb, superb, superb. And the Parliament, Palace of Parliament. Ah, și casa, Parlamentului în București. Da. Daniel Vlad. Oh, and Therm. Ah, și Therm. Ne-am dus pe Nathan la Therm în București și a plăcut super mult. Adevărul e că e absolut superb și mi-ar plăcea să repet experiența când se deschide iară. Gheorghe Eliza, salut Cristina, e superbă, mulțumesc. Daniela Vlad, care sunt sfaturile tale pentru persoanele care vor să se apuce de make-up? Sfaturile mele sunt... Dacă vrei să te apuci de make-up, prima oară nu investi în machiaje super mega scumpe, investește într-un set de pensule și câteva palete. Sunt o grămadă de palete pe piață care sunt ieftine și care sunt super pigmentate și care te ajută la început să exersezi. Iar cu timpul când, eu știu, crezi tu că deja ești pregătită pentru a machia oameni, atunci poți să începi să investești în produse scumpe și sfatul meu este să urmărești foarte multe tutoriale pe YouTube. Este un tip, Painted by Spencer, pe care eu îl urmăresc și chiar am învățat multe trucuri de la el. Sunt o grămadă de make-up artiști de la care ai ce învăța, iar când crezi tu că vrei să începi să faci acest job, poți să faci și un curs de machiaj ca să ai o diplomă, ca să nu apari gen în fața oamenilor nepregătită. Este important să ai și o diplomă în jobul ăsta pentru a deveni make-up artist, pentru că altfel nu o să ai credibilitatea oamenilor și cred că dacă faci un curs cu un make-up artist, eu știu, care se pricepe și care este bun și care te va ajuta, o să crești și tu. Și atunci eu zic că asta este important. Dar prima oară exersează și sunt o grămadă de grupuri pe Facebook de make-up unde poți să postezi acolo pozele cu machiajele pe care le-ai făcut și sunt o grămadă de fete care îți pot da sfaturi. Dar prima oară exersează. Cat's gone, I'm gonna let the dog back. Ok. Nathan a venit vreodată în România? Da, a fost de 3 ori, am impresia. Buia, Alina, Roxana, hello! Emilia Enache, acum mă ignoră, nu te ignor, draga mea, mi-ai scris niște mesaje foarte urâte, nu înțeleg ce ți-am făcut, nu înțeleg de ce încerci să te bagi în seamă cu mine, eu nu sunt genul de persoană care o să se ia la ceartă cu cineva, dacă nu-ți place de mine, poți pur și simplu să ieși de pe chat în loc să stai să mă jignești, pentru că dacă nu-ți place de o persoană, consider că e mai bine să o lași în pace și să faci altceva, eu știu, mai ajutător cu viața ta sau să-ți petreci timpul făcând ceva ce într-adevăr îți place decât să fii în compania unei persoane care, eu știu, de care nu-ți place și să o jignești fără rost, pentru că eu nu ți-am făcut nimic, așa că ești liberă să pleci. Da. Frumoși, mulțumim mult. Juliana M, v-ați vaccinat anti-COVID? Say, did we have the COVID vaccine? Not yet. Nu. Nu, pentru că, adică, eu plăneam la mine la muncă
You've got a reason. I've just not had enough of it. Eu am un motiv pentru care nu vreau să mă vaccinez încă, iar Nathan nu a avut oportunitatea, așa că mai așteptăm. I'm not on the list yet. I know. I don't think I will be until end of June. Yeah. Mihaela, Ioana, îți mulțumesc enorm că mi-ai citit mesajul, cu mare drag. Dumitru Elida, o să mai faci machiaj, îmi plac foarte mult și ai talent, te pup și îți mulțumesc că m-ai salutat. Am foarte, foarte multe idei de make-up, so that's me if I'm gonna do more make-up, dar n-am avut unul la mână, nu că n-am avut timp pentru că în timpul în care l-am, dorm, pentru că mă simt foarte obosită. I was a bit lazy and I didn't sleep, but am o grămadă de idei de make-up pe care vreau să le fac și o să le fac, vă promit. Well, the main reason why we're doing a live stream today is because you wanted to sleep yesterday instead of make a video. Yeah, but I was really tired. So was I. I drove to Wales and back. Salut, Cristina. Bună, Mioara Official. Ok. Daisy Ramona, la mulți ani, la bunii, să trăiască mulți ani, te-am văzut când urcați scările la bunii, da, e foarte faină, e foarte tare, bunii, are două bunii, deci Nathan e foarte norocos. Suciu Tania, zi, face tatuaj, eu vreau să fac tatuaj, dar Nathan zice că nu mi-ar sta bine cu tatuaj, see, they ask me if I'm gonna get a tattoo, and I said no, because you won't let me. I don't say no, if you want one, you can have one, I just said that you need to be careful with what you get. Ok. Oh my god, Ramona Banu, de ce poartă mereu căciulă? Everyone asks you, why are you always wearing a hat? Because I'm losing my hair. Pentru că își pierde părul, știți cum e la bărbați? Că de aici se transferă, știți? Altundeva, în loc să stia, se transferă pe umeri, pe barbă. Aici. Yeah, it's migrated to my face. Migrează. Dar pe mine nu mă deranjează, adică el are, na, cum avem și noi insecuritățile noastre, așa au și bărbații insecuritățile lor, deci pe mine nu mă deranjează, chiar cred că îi stă foarte bine, nu e chel, aproape chel, dar dacă pe el îl deranjează, no. But you look nice without hair as well. Și e și fashion, adică mie îmi place cum îi stă cu căciulă. When it's freshly shaved like it is at the moment, it looks all right. But yeah, but the other day them. It looked like crap. Yeah, show them. Can I take it off? Okay. See? Yeah. It looks nice. My head's cold though. No, it's not, Nathan. The heating is on. Come on, Millie. Hi. Come here. Come here, puppy. Come here. Come here, good girl. Where are the treats? They're on the floor there. Nu mai am treats. Bun, haide să mergem mai departe. Cum de te-ai gândit să intri live? Pentru că Nathan îmi spune de multe ori să intru live, pentru că în acest fel simt că mă conectez cu voi și în al doilea rând, pentru că nu am filmat un clip pentru astăzi, eu am fost super obosită, am călătorit toată ziua și n-am mai avut timp să filmez și m-am gândit că dacă intru live ar fi o idee super bună. Iar avem probleme cu sunetul. Când vei mai face un haul? Când o să mai merg la cumpărături? Mihaela Ioana, îți mulțumesc mult că mi-ai citit mesajul. Hello! Felicitări pentru live! Mulțumim! De cât timp sunteți împreună? How long have you been together, Nathan? Too long now. Nu mai știu, de ani de zile. 10 ani? Is that 10 years? No, 8. 8 ani. Bun. Andreea Anastase, te-a afectat vreodată hate-ul pe care l-ai primit? Cred că la început m-a afectat hate-ul pentru că eu sunt o persoană așa... și nu pot să zic că nu m-a afectat, că m-a afectat. Dar cu timpul, cred că mi s-a întărit pielea și n-am mai băgat în seamă hate-ul pentru că m-am gândit că n-are rost, mă fac rău singură și cred că eu merit să fiu liniștită, persoanele de lângă mine merită să fie liniștită și voi meritați să vedeți ceva mai bun și mai mult din partea mea decât să mă plâng toată ziua că primesc hate. Și știu că mai postez așa din când în când mesajele de hate pe care le primesc pe Instagram. Mie cel puțin mi se par
triste și amuzante în același timp, pentru că am învățat să nu mai pun la suflet. Și în al doilea rând nu mă afectează pentru că eu știu că nu sunt persoana aia de care sunt acuzată. Adică ieri am fost acuzată că fac video chat și că cum poate Nathan să stea cu mine, că sunt o, nu sunt o femeie, în fine, deci un mesaj din ăla. Mi-am auzit și că fac filme pentru adulți și faze de genul ăsta. Nu m-a afectat deloc pentru că, în primul rând, știu că nu fac filme pentru adulți și chiar dacă aș face, cred că ar fi problema mea dacă aș face filme pentru adulți sau dacă aș face video chat sau whatever aș face. Atâta timp cât nu afectez pe nimeni în jurul meu, nu înțeleg care este problema altora pentru alegerile mele și... Să știți că faza asta cu videochat-ul, cred că multe femei nu au de ales, ca și cum mie, de exemplu, dacă eu aș avea o persoană bolnavă în familie sau dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva cu mine sau cu cineva din familie sau mi-aș pierde casa sau faze de genul ăsta, bineînțeles că aș apela la ceva ce poate să-mi aducă bani acum și dacă aș face videochat, nu cred că este o rușine, că până la urmă... Fiecare face ce vrea cu corpul lui, cu viața lui, cu alegerile lui. Așa că nu te face mai puțin femeie că alegi să faci un job, eu știu, mai rău văzut de societate. So, this is it. Should we get a drink quickly? Yeah. Can you go and get a drink? Well, I was gonna do see if the break thing works. Ok, o să punem un pic pe pauză pentru că mi s-a uscat gâtul. Mă duc să beau ceva rapid, să ne aducem ceva de băut și după aia continuăm dacă vreți. So yeah, just try it. Right, so if you're doing it without me. Yeah, I'm doing it without you. Revin în 2 secunde. Click that. Ok. So hopefully that's worked. If not, then enjoy. Enjoy the couch. Enjoy the couch. I don't think we've got long though. I suppose the way Will knows, looking at my phone. Huh? Yeah, it didn't work. Oh, nu vine, dar sper că v-a făcut plăcere să stați cu canapeaua. Ok, hai să trecem mai departe, că mi-am luat ceva aici. Well, ești minunată, ești foarte pozitivă. Mulțumesc, am învățat să fiu așa pozitivă pentru că n-are rost să fiu negativă. Cât ești mai negativă, cu atât mai mult negativism atrage asupra ta, așa că trebuie să vezi partea... faină și amuzantă, chiar și, mă rog, în orice necaz, bine, depinde de necaz, dar I think you need to stay positive. I said, like, yesterday I got a really, really horrible message from a person that I don't even know, and she told me, like, how can you stay with me? I'm such a horrible person, and I'm doing, like, video chat, and I can't wait to get naked on YouTube and flaunt my ass in front of everyone. If you got naked on YouTube, then I'm pretty sure you'd get banned. I know, dacă stai dezbrăcată pe YouTube, probabil că mi-ar da bani cei de la YouTube. She only said, like, I'm doing, like, video chat and movies for adults, like, you know what? Well, seeing as I'm the one that sets up literally everything for you, I think I'd know. I know. Deci da, Nathan se ocupă de toată aparatura. I think we need to put the light on because it's getting a bit dark. Nathan se ocupă de toată aparatura mea. Deci dacă aș face video chat, că eu habar n-am cum să-mi conectez laptopul să fac live stream. It's bright enough. Yeah, it's okay. Can go get a light. Yeah, probabil că ar ști deja că fac video chat. Ok, cum ești așa de frumoasă, te susțin și te ador. Mulțumesc. Cred că toate suntem frumoase. Eu cred că sunt cute doar atunci când pun machiaj, că altfel mă simt foarte insecure, dar mulțumesc. Ce drăguță, Emil, oh my god, o vreau așa pufoasă, e pufoasă rău de tot. Emily, they say she's so fluffy. Because she had a bath on Friday. Yeah. Now, what's bath?
Alina, arată foarte bine cu părul așa. Al meu e olandez și e blonduț și la fel are și el ca Nathan, dar al meu se rade în tot capul și mai bine, nu e nevoie de pus ceva pe cap. She said, "You look very nice with your head like that, baldy." She said her boyfriend is the same. Thank you. No. Mulțumesc. Mulțumim, I don't Deniso. like being bored though. Ramona Mihaela, ce job ai? Am mai zis că lucrez într-un spital de boli mentale și YouTube. Deci ăsta este jobul meu. Ai știut engleză și înainte să fii cu Nathan într-o relație sau mai învățat de la el? That's me, if I knew English before I met you. Am știut înainte să-l cunosc pe Nathan, însă nu știam așa de bine. Când l-am cunoscut pe Nathan, Not as well as you know now. Când l-am cunoscut pe Nathan și vorbea cu mine în engleză, aprobam cu jumate, mai mult de jumătate din ce zicea el, nu înțelegeam. Și mai ales când se întâlnea și cu prietenii lui, pentru că unul este om de știință, altul lucrează într-un laborator, altul face OZN-uri, whatever, și vorbesc în termeni din aia științifici, așa foarte smart. Mă uitam pe tavan. Dădeam din cap că nu înțelegeam nimic. I think I know why it didn't work. Oh, it's Because I okay. needed to turn off video and put on holding and I forgot. Oh, okay. Well, it doesn't matter. I'll try again for, next Yeah. time. Ți-am trimis de multe ori mesaje pe Insta, dar mă gândesc că nu pot să răspund tuturor. Da, deci primesc foarte, foarte multe mesaje și se duc în jos. Pardon. Și, oh my God, sughit. Nira. What are you doing? You need to be scared. Yes. You want to watch Hereditary? No. Să nu piau la microfon, că se aude nașpa. Te pup, Cristina, mi-este dor de tine. Daniela Rusu. Ah! Salut, Daniela! Mulțumesc mult că mi-ai scris. Sper să ne mai vedem și să mai vii în România. Să ai o săptămână ușoară, baftă și succes. Mulțumesc mult și eu sper la fel. Hi, guys! Hi! How old are you, Nathan? 30. 30. Welcome to the club. Ah, de ce nu-mi răspuns la întrebarea cu atacurile de panică? Dar nu, n-am văzut-o, n-am apucat. Stai așa. Oh, there's something in English there. I know. You are so smart. Nathan is a lucky guy. Ah. Oh. Nu înțeleg. Cred că am trecut de întrebarea, dar nu e din cauza că nu vreau să-ți răspund. Nu am văzut-o efectiv. Hi again. No name. Hello. Bună, vrei o gumă? Da. De ce te-ai mutat în altă țară? De ce m-am mutat în altă țară? E o poveste lungă și cred că am mai spus povestea asta de foarte multe ori. Nu că am vrut, ci pentru că la momentul respectiv îmi era foarte greu să îmi găsesc un job în România, pentru că în Valea Jiului, mă rog, în fine. Și am cunoscut un tip, am fost împreună și el a venit în Anglia și m-a întrebat dacă vreau să vin și eu. Ok, am zis ok și de atunci a pornit totul, de atunci a rămas aici. Te iubesc, mulțumesc mult de tot! Ioana Atanasiu, hello, I hope you'll have a great day. Mulțumim! Hello guys, you are amazing and I love Millie. Oh, toată lumea o iubește pe Millie. Millie. Ioana Beatriz, hei, te urmăresc de câțiva ani și mi-a inspirat o mare parte a adolescenței mele. Îți mulțumesc, love you. Ce mă bucur! Oh my God! Îți mulțumesc și eu că m-ai urmărit. Eu iar mănânc când mă uit la tine. Oh. Și mie mi-ar plăcea să mănânc, dar vă dați seama că dacă să ne cui aici la telefon, v-aș sparge timpanele. Top 3 lucruri pe care le-ai schimbat la Marea Britanie. Oana Georgiana. Three things we would change in Great Britain. No COVID. No COVID, da. The complaining. Everyone is complaining about the weather. Da. Deci tot aici în Marea Britanie. Yeah, but you've got something to complain about because the weather is usually pretty shit. See, they like to complain. Atâta se plâng, cred că de aici mi s-o trage mie. Says you who's been complaining that it's snowing in April. Well, everyone was complaining, even in Romania,
when people are complaining that it's snowing in April, but I'm saying in summer, like when it's too hot, you're complaining that it's too hot. Because it's too hot. See, when it's too cold, you're complaining that it's too cold, and every time it's boiling, like, oh, it's boiling, boiling. Yeah. What's the third thing that we're changing? The third thing. House prices. Yeah. It's too expensive. Bună seara, duminică liniștită, îți doresc, mulțumesc. Nathan, am mâncat vreodată sarmale? Alice Cosma, Nathan, have you ever ate sarmale? Yeah, every year at Christmas. It's alright. Yeah. Bun. Ceva sfaturi pentru cine vrea să se apuce de YouTube. Cred că am o grămadă de sfaturi, dar mi-aș dori să fac un clip separat pentru asta, dacă și voi vreți să auziți. Pentru că sunt multe, multe sfaturi pe care mi-ar plăcea să vi le dau. Be quite far behind. I know. Oh my god. You guys are so cute. Se aude foarte încet. Poate să spună ceva în română. Can you say something in Romania? Romanian. Romanian. Yo am... un maga frumos. Nice. It's one of the best things that Duolingo's taught me. Or Urshi Bobere. Și beibere. Oh, I would like to have a beer. Te întrebam dacă ai avut atacuri de panică cu anxietatea gen stresări de... Ah, ceva... Ok. De puls, stări de rău, crește tensiune. Da. Da, astea sunt primele simptome pe care le ai atunci când ai anxietate sau când faci un atac de panică, te ia dintr-o dată, nici nu știi când te ia. Și eu, de exemplu, pe mine când mă ia cu atacul de panică, amețesc și mă ia de la degete, așa parcă îmi face tingling de la degete și ajunge parcă la cap și amețesc și mi se face rău și nu mai pot să respir, adică așa îs și... Nu știu, nu mai pot să respir și efectiv mi este foarte frică. Îmi vine să mă pun într-un colț, așa, așezată, dar în mintea mea parcă simt că vreau să mă pun așa într-o bilă și atunci, dacă mă pun într-o bilă în capul meu, încerc să-mi revin și neapărat încerc să-mi, cum să zic eu, să-mi fac respirația să fie stabilă, da. Dar norocul meu se întâmplă când e Nathan lângă mine. I think you're gonna have to start skipping through people saying hello and just get straight hello. To the questions. I know. Ce face Milly? Se uită după pisică. Arăți foarte tânără, ești foarte frumoasă și te urmăresc din 2017. Mulțumesc tare mult. Ah, hai cu o travă de acum. Este că noi românii suntem văzuți rău de străini. Nu știu dacă te-ai confruntat cu asta, dar mi se pare că suntem defavorizați din ce în ce mai mult în ultima perioadă, că suntem țigani. So, is it true that us Romanians are like, basically with, you know, seeing bad in England? Because in the last couple of months, you know, everyone thinks that Romanians are like, basically gypsies. By the way, like, no, nothing against, like, gypsy people. N-am nimic nici cu țiganii, nici cu românii, Doamne iartă-mă, dar eu am avut și experiențe nasoale, dar în general am avut experiențe ok. Știu că și mie, eu la muncă, de exemplu, când le spun, când sunt întrebată de unde sunt și le spun că sunt din România, zice, a, dar arăți, nu arăți româncă, pentru că știu că românii arată mai închiși, laten și cu părul negru. Și zic eu, ce înseamnă? Adică cum? Adică, na, și noi știm că românii sunt gypsies, cum ar veni, nu că este ceva rău în a fi de această naționalitate, dar, din păcate, sunt și oameni, ca în fiecare țară sunt oameni ok și oameni mai puțin ok, care fură, care dau în cap, care fac crime și, Doamne ferește că n-am nimic cu nimeni, dar aici, în țara asta, da, este adevărat că o parte din acești oameni sunt din această categorie și fac asta. Dar nu numai din această categorie, sunt și, na, mă rog, și de-ai lor, și englezii fac asta, și în orice țară există oameni buni și oameni care fac lucruri de genul, dar, na, nu știu, n-am simțit o, să zic, un rasism atât de mare. So what was the question for me, whether or not Romanians are seen differently over in England? Yeah. I think there's sort of different ways that people see it. Yeah.
and it depends on the person, really. So normal people just think you're from a different place. I know, yeah. And that's about it. I think there's a bit of a, like a preconceived sort of assumption that you're all like coming over to be a carer or like to work on a farm, that sort of thing. Where there's plenty of Romanians that we know that do office jobs and all sorts. So like some people's, I suppose it's discrimination. Yeah. That you're all carers. But I think there's a positive one that you're all very hard workers. Yeah, asta e, că toată lumea zice de români că suntem foarte buni și așa, ne place munca, muncim din greu. I mean, like, I kind of half expected, like, my grandma or my gran or, like elderly people in my family to sort of be a bit funny about me dating a Romanian, but... Not bothered. I think it was a bit weird at the beginning. Yeah. Because I felt it. Chiar și în familia lui, adică, da, oamenii mai în vârstă au mentalitatea asta. Ah, sunt un pic mai așa. M-am simțit un pic ciudat la început, dar după aia chiar nu. M-am simțit foarte binevenită în familia lui, având în vedere că o familie de britanici. So yeah, I felt very welcome in your family. But then there's certain dickheads that will be in any country that is just xenophobic and racist and will assume that you're all criminals because of a couple of bad apples. But you get them in literally every country. Yeah, that's what I was saying. În fiecare țară e așa. I mean, if I go to America, they all think that I'm either a Bond villain because of my accent. Well, not a Bond villain, like a spy film villain. Or I'm super suave, like James Bond. And I am neither. Daisy Ramona, ar trebui să facem un clip împreună când gătiți. O să facem, eu m-am gândit că am avut așa, în capul meu am vrut să fac o serie de clipuri când gătesc, dar e o idee bună, o să fac. Bună, ai să lași clipul pe YouTube, nu v-am prins de la început. Da, o să fie pe YouTube, mult, o să vorbim mult. Ce amuzant e, Nathan. Ok, o să trec printre... Ok, oh my god. Nu e așa că britanicii pronunță crisps în loc de chips? Da, așa e. What? Crisps so, and chips? Yeah, but crisps. But you got, but la ei crisps îs chipsuri, cum sunt la noi chipsurile. Dar la ei se pronunță crisps. So we say chips to the crisps. That's American. Yeah. America call chips French fries. And they call crisps chips. Yeah. And they call jam jelly. Yeah. Americans get it wrong. Because English is correct because it came first. And there's a U in colour. And it's pronounced aluminium. I don't know. They say they can't really hear very well. Again. Because like, you keep knocking it. I'm sorry. Sunt foarte, foarte aproape de microfon. Foarte aproape, gen. You need to talk properly into it. Not like that close, but... Like this close, yeah. Ok. Nu e așa că britanii... Ok, bun. Regina ta se ține doliu pentru prințul Philip. Do we grieve for Prince Philip? A little bit. Un pic, așa. Un pic. Sunt oameni care țin doliu și sunt oameni cărora... Na. Lei indiferent. He had a good run. It was 99. A avut o viață bună. I think my... I'm not sure, actually, because I know that for the Queen we get time off for the funeral and stuff like that, but I'm not sure for... But isn't it weird? Because, like, for Prince Philip, it's not such a big fuss, but I'm pretty sure that when the Queen will go, he's going to be mental. Yeah, because Prince Philip is just... The Queen's husband. He's not the king. The Queen is the Queen. Oh, wait, look. Someone is asking. O să adoptați un prieten pentru Millie. Oh, are we gonna adopt a new friend for Millie? We're gonna try eventually to let her have a litter. Da, o să încercăm. Adică vrem să o lăsăm să facă puiuți mai încolo. Da, ea nu e interesată de Queen, deci nu are nicio treabă, că i-ar mușca pe toți. She's not interested.
for the panels. She might be one day. I'm just gonna sit like that. Maybe they can hear me better. Yeah, if you're just talking properly into the microphone. Yeah. Hei, bună Cristina, te urmăresc de mult timp. Pot spune că am crescut cu tine încă din adolescență. Vreau să te întreb dacă ai luat medicații pentru anxietate sau depresie și dacă ți-a ajutat. O seară faină. Nu am luat niciun fel de medicamente. Nu m-am dus la psihiatru. Poate și din cauza faptului că eu lucrez deja într-un spital de boli mentale și asta m-a ajutat foarte mult să îmi înțeleg atacurile de panică, anxietatea și să înțeleg atunci când o dau în depresie și să încerc să controlez lucrurile astea, dar probabil că dacă n-aș fi probabil că dacă n-aș fi lucrat în mediul în care lucrez, aș fi ajuns să iau medicamente pentru că mi-ar fi fost mai greu să-mi înțeleg stările. Dar ce am făcut, am învățat să fac exerciții pentru respirație, am încercat să mă calmez și știți cum e că la noi e diferit, adică nu, am început să mă rog mult mai mult la Dumnezeu, nu știu dacă asta ajută sau whatever, dar eu sunt o credincioasă și vreau să zic că m-a ajutat să ies din starea asta, toate rugăciunile și eu știu lucrurile pe care le-am vorbit, cum ar veni cu Dumnezeu și stările astea chiar s-au ameliorat. Așa cum de fiecare dată când mă ia, încerc să gândesc limpede și nu știu cum să vă explic, este foarte greu să vă explic, e totul în mintea mea și cred că asta diferă de la persoană la persoană. Și e și faza că la noi, știți cum era înainte, cum adică depresie? Ia mai cum i-am tătia două palme, nu exista așa ceva, depresie. Cum adică să vă ai depresie? Dă-ți două palme și revină-ți. Și cred că e și felul în care am fost crescut. Adică noi românii, orice ar fi, trebuie să ne revenim cumva. Cred că m-a ajutat, nu știu, să nu ajung în punctul în care să iau medicamente. Dar acum mă simt mai ok și episoadele de anxietate și depresie sunt foarte rare. Mai ales că m-am obișnuit și cu persoanele din jurul meu. Și las foarte mult de la mine și, sincer, dacă ceva în jur nu mă face fericită, las și merg mai departe decât să stau acolo și să mă supăr și să mă atace în așa fel încât să cad într-o depresie. N-are rost. So, yeah. Bun. You caught up. Oh, I think so. Yeah. Yes. Mă bucur că vorbești cu Dumnezeu, ești mereu însățită de El la fiecare pas al tău. Da, pe mine m-a ajutat mult și acum, nu, știți cum e, că e diferit. E diferit de la persoană la persoană și aici, în Marea Britanie, depresia, anxietatea, cum să zic, toate bolile astea sunt, e ceva normal și sunt foarte, sunt la mod, cum ar fi. În rândul tinerilor și nu numai și adică nu știu, cred că contează și de tine ca persoană, că dacă nu vrei să te lași să cazi în așa ceva, cred că poți să lupți, dar în momentul în care nu știi și n-ai credință, cel puțin pentru mine asta a contat, să am credință, nu știu dacă pentru alte persoane asta contează, dacă n-ai credință și nu încerci tu ca om să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, e foarte simplu să cazi într-o depresie, mai ales în vremurile în care trăim astăzi, că totul parcă e așa de ușor și suntem răniți atât de ușor și ne-am sensibilizat foarte tare și orice vorbă e ca o insultă. Da, nu mai știu ce să zic. Hai să trecem mai departe. Ia, hai să văd ce alte întrebări este. Aoleu, unde o să fie prima vacanță după ce se dă drumul la călătorit din nou? Where is gonna be our the first holiday when everything will be allowed again? Nu știu, not this year. Not this year. Nu cred că anul ăsta o să mergem abroad cum ar veni, dar mie mi-ar plăcea să merg. Where would I like to go? Somewhere like really hot. South of the equator, I've still never been. Da. Or somewhere quite far away. Undeva foarte departe, dar foarte, foarte departe.
Singapore again, that would be Singapore. Nice. That would be nice. I would like to go to Australia, yeah. Faza din astea, nu mai vreau să merg în Spania, Italia. Gen, după atâta timp, măcar să mergem cât de departe putem. Mauritius. Mauritius, da. America? Maybe. Nah. Been to New York. That's nice. Not. Salutare. Vei face videouri cu deschid pachete de la abonați? Oh. Ce drăguț, mi-ar plăcea să fac, dar nu-mi trimite nimeni nimic. Și nici nu-mi place să... I'm sorry. Cable out. Da, faza e că nu-mi trimite, nu primesc nimic de la nimeni. Nu e un lucru rău, că mie nici nu-mi place să cer chestii de la oameni, mai ales, cred că ar fi mult mai ușor dacă stau în România să primesc chestii de la abonații mei, dar pentru că stau în Anglia, nu eu ca persoană nu pot permite să cer abonaților mei să plătească atâția bani pe transport, adică 30 de lire doar pe transport, e o sumă foarte mare, dar dacă vreți să-mi trimiteți ceva și sunteți în Marea Britanie, cred că ar fi foarte fain să fac acest videoclip, dar spuneți-mi. Millie's gone under the sofa. Aww. She's had enough. Yeah. Nathan, e primul tău iubit? Hmm? Nathan, are you my first boyfriend? Nah. Am I your first girlfriend? Nah, cause nu e primul meu iubit. Do they know? They know! When I first met you, you were married. I know! Eu când i-am cunoscut, am fost, eu eram căsătorită, v-am zis că am divorțat. Adică căsătorită. Era doar cu un act, pentru că n-am avut o nuntă. A fost ceva foarte rapid și plănuiam nuntă cu ex-ul meu, dar nu s-a mai întâmplat pentru că nu ne-am mai potrivit și mai bine am mers amândoi pe căi diferite și cred că acum amândoi avem persoana potrivită lângă noi. So. Someone's asked you about 3 times. What? Ce religie ai? Ce religie am? Ok. Sunt creștin ortodox. I think you already answered that. Yeah. Hi Nathan, do you find it easy to be with a Romanian girl? No, just be honest, please. Sometimes it's more difficult than being with an English girl, and other times it's way better. Oh. So, it swings and roundabouts, it equals out. Why is it because we are crazy? You're a bit mental, but English girls are just as mental. It's more the language stuff. Like I've had to try and learn a whole new language just to be able to have a conversation with my future in-laws, which is a bit of a different one. Yeah. And to understand conversations with your friends. And I think you sometimes misunderstand my humor. Or what I'm trying to tell you and assume that I'm telling you off when all I'm doing is trying to give you a bit of constructive criticism. Yeah. So it's little things like that that make it a little bit more difficult. I know. I think it's the culture as well, because our culture is way different than yours. Mm. But at the same time, like, English girls, like, my relationships with girls that have been, well, British, let's say, because I've dated English, Welsh and Irish in the past. They're a bit nuts as well, so. Okay. Yeah, I won't say more than that, really. But, yeah, like, as a bloke, girls are all just mental, and it's difficult to understand what they want half the time. But having a language barrier sometimes makes it a bit more difficult. Cred că... But I love you anyway. Oh, thank you, Nathan. I love you too. Da, deci, da. La, cred că și la mine. For me, it's like the same because it was very different when I started to be with you, because British guys are different than Romanian guys. Adică, na, e foarte dificil pentru că... Nu foarte dificil, a fost destul de dificil pentru că Nathan este primul meu iubit de altă naționalitate și cultura noastră este foarte diferită față de cultura lor și, na, ei sunt și mai lejeri așa față de cum suntem noi. Știți cum e? Că noi româncele, when we pick a man, we pick a man. That's it. Și
Na, noi suntem și un pic mai așa, mai nu știu cum. Luăm păpucul și le dăm în cap imediat. Yeah, like the first month me and you were together, I saw it as us dating and you saw it as us boyfriend and girlfriend. Asta e, pentru că la ei prima oară, da, chiar dacă. So this is like for you, even if you had sexual intercourses. Intercourses. Sexual intercourses. Just say sex. For you, even if you had sex, you still like don't see it as a relationship. As for me, It's for you're us like Romanian girls, once we had it, that's yeah. it. You're still a dickhead though if you're like playing the field and you're dating several girls at the same time. Yeah. But like there's a difference between like dating and officially being together. Yeah, well, with us, like once we had, with me, I don't know, maybe now because I grew up is different, but when I was like a teenager or super young, it was like this. Once I had sex with someone, that was it, we are in a relationship. You can't escape. Yeah, so we consider the start of our relationship at different times, don't we? Yeah. Your start of our relationship would be around the start of November, and my start of the relationship would be the end. Because Yeah. for the first month, I didn't see us as officially together because I hadn't asked you to be my girlfriend yet. I know. Bună. Roxana Marina, care este cea mai mare dorință a ta? What's my biggest wish? Think I have We've got a like few at the moment. yeah, I don't have just one, I have more. Cred că mai multe dorințe super mari. Married. Da, unul, să se întâmple nunta. Baby. Baby, da. Și apoi stabilitate financiară, gen Money. money, da, so, stabilitate financiară și mai mult timp liber ca să pot să fac YouTube. Asta e, pentru că na, nu e simplu să fii în Marea Britanie și nu e simplu să cumperi o casă, nu e simplu să te întreții, nu e simplu chiar deloc cum unora li se pare super ușor, deci asta mi-ar plăcea tare mult, să nuntă copil și o stabilitate financiară Health, și health. both be healthy. Yeah, healthy and travel, like family and be able to travel and be happy to be honest and see my family more often. Deci da, deci sunt niște lucruri cred pe care toată lumea și le dorește. You can read it on that, you know. I can't, but I can't see. It's too far away. Should Hello, buy your Nathan. glasses then. I am drinking Fanta too. Yeah. Yay! Ștefania Paula Codreanu, te urmăresc de mult timp și te ador. Mersi că ești în viața noastră. Te iubim. Salutări din România. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc că sunteți în viața mea. Că fără voi nu cred că aș fi ajuns atât de departe. Cristina, vei face un vlog în care vei arăta house-ul casei tale. Da, voi face, dar acum o să ne apucăm de hol în curând. Vreau să fac vlog, să vedeți cum facem hol-ul. Salutări din Birmingham! Battery's about to die. Hi! You're gonna It's have to okay. use your phone. Oh yeah. Well, we're not gonna be too much longer anyways. Nathan este foarte de treabă. Ai avut noroc că ai întâlnit un om extraordinar ca el. Sunteți la fel, vă potriviți ca două picături de apă. Oh. They say you are a very nice man and we look alike and we are like the same. That's weird. No, what, not the same. No. Ce zodie ești? Eu sunt balanță, iar Nathan e gemeni. I'm a Gemini. You are a yes, like all of my life. I've been surrounded by Geminis. Deci toată viața, jur că toată viața, numai de Gemini am avut parte. Let me put my phone back in charge so swap phones. Ah! Georgiana Tirila, din câte știu, există o firmă de curierat care duce pachete între cele două țări, Anglia. Taxează o liră pe kilogram, serios? Trebuie să-mi dai acea firmă de curierat. Pentru că eu știu una care este sigură. Și pardon, scuze. Mi-e să bulele. About 10% battery left on the camera. Yeah, we won't be here for much longer. Nu o să mai stăm prea mult, că am pălăvrăgit aici, cred că de o oră, tot zic. Just do it until
the screen goes blank. Da, deci eu o să fiu aici alături de voi până când ecranul se face blank și mi se termină bateria și nu mai am voce. Adică nu foarte mult. Yay! Dacă Nathan ar mai alege o dată, ar alege tot o româncă. Oh my god! So Nathan, if you had another chance to pick a girl, would you pick a Romanian girl again? If I'm not allowed to pick you again? Yeah, if you had to pick one more time, yeah. I wouldn't base it on a country. Okay. Because I don't care. Okay. No. Deci nu s-ar baza pe naționalitate, că nu îi pasă de ce naționalitate ar da. Deci ar alege orice naționalitate. But would you go for Romanian? If you've met another Romanian girl, would you be... Well, nothing would stop me from being with another Romanian girl. Aww. Yeah. Mm. Yeah. You like Romanian girls? Yeah. Say like it. You. I like you. Say it. Thank You're the best Romanian girl I've met. There you go. Aww. That's sweet. Salutări din Timișoara, ești frumoasă, harnică și inteligentă. Mulțumesc! Cât e ceasul la voi? Sper să răspunzi. Păi la noi este ora 7:08. Ce zodie ești? Asta am mai spus. Din câte știu, ok. Cu drag. Cu drag, ce naționalitate va avea copilul? Dacă copilul este născut în Marea Britanie, o să aibă certificatul de naștere British. Dar cu... O să aibă dublă naționalitate, dar naționalitatea lui o să fie British. Eu sunt rac, apropiat de zodia lui Nathan. Fine! Ramone, nu știu că ești gemen! Ce tare! Ai rezolvat cu injecția? N-am rezolvat nimic. Mergem. Cu Dumnezeu înainte. It is charging. Ok. Oh, that's okay. Nice. Dacă ar fi să alegi altă țară în care să locuiești, care ar fi aceea? I fixed it. We can go on for more than 5 minutes. That's good. Nu știu. If we choose another country to live, what would it be in that country? Which what? What country would we want to live in? Yeah. Not America. No, America, niciun caz. Like, when I was growing up as a kid, I always thought, oh yeah, I'll move to America one no, day. No, America is crap. Yeah, now that I'm older. Oh, it's so bad. And I understand how, like, the healthcare system works over there. I know, and the healthcare everyone system thinks, works in everyone England. Everyone thinks America is the best. America is... No, yeah. Yeah, no offense to Americans. I know you think that your country is the best country in the world, but it's really, not. if you've got more right to get shot, but then not enough rights to get treatment after you've got shot, then I think there's something wrong with your country. I know. So, I don't know, it would be a hot country for sure. I would like to live in a hot country. I wouldn't mind living in a Scandinavian country, though. I don't know. I kind of like Romania, to be honest. Mm. I would live... M-aș întoarce în România. I'd live in Romania if... Yeah, I mean, we'd like to retire to Romania. I know. So I acolo think ne that's detragem probably... la pensie. Yeah. But I'd love to go to Iceland and maybe live there. Yeah. Out in the sticks and live off of the land. Yeah. Although it's probably difficult in Iceland to live off the land. So maybe more Sweden or... Oh, PS, pentru când se termină bateria, o seară superbă în Good Night, mulțumim! Ai fost vreodată la Madame Tussauds, este un muzeu din Londra. Am fost, da, am fost acum ceva foarte mult timp. A fost chiar foarte fain. I've been to Madame Tussauds, but a long time ago. Not with me. Not with you, no. 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 Cum te-ai decis să te alături pe YouTube? Te așteptai să ai abonați mulți? Nu. Pantofi sau... Pantofi sau Adidas? What would I choose? Shoes or sneakers? Oh, I didn't know what Adidas means. Adidas. I didn't know what that meant, so that's why I was asking.
Adidas. Depinde de ocazie, dar Adidas, go for it. Cum am decis să mă alătur YouTube? Cum am decis? Mie tot timpul mi-a plăcut latura asta de poze, clipuri. Și am încercat să fac și eu ceva, nu știu, la început chiar, nici acum. Deci voi mă credeți că după atâția ani, doar cred că anul ăsta mi-a venit mintea la cap și am înțeles de fapt cu ce se mănâncă jobul ăsta și cum trebuie să fii și ce trebuie să faci și cum trebuie să ai grijă, să nu cazi în... Sunt anumite capcane și faze din astea, da. Nu mă așteptam să am atâția abonați, nu mă așteptam sincer. E ceva wow, chiar e ceva wow, pentru că am atâția oameni care mă urmăresc. Și da, vă dați seama că acum este, uneori am o foarte mare anxietate pentru atunci când postez, pentru că mereu încerc să fiu pe placul tuturor și să postez lucruri interesante și nu de multe ori pot face asta pentru că e foarte, foarte greu să fii pe placul tuturor, dar ați văzut că de multe ori eu fac și încercări, postez content diferit și am observat că atunci când fac asta, multă lume se dă la o parte, deci e clar că v-am obișnuit doar cu fashion și beauty și vreau să o țin pe nișa aceasta, să fac fashion și beauty și m-am gândit să încep să fac și vloguri. Eu știu, pentru că, da, îmi place să fac și vloguri, dar, da, nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam. Țin minte cum am apucat, da, a fost foarte greu. Am fost jignită de foarte multe ori, au zis că e o prostie, toată lumea în jurul meu spunea că e o prostie, că de ce fac asta. Da, na, în inima mea am simțit că trebuie să continui și am continuat și acum sunt aici alături de voi și mă bucur. Ok, hai să trecem mai departe. Hai că mai răspund la 3-4 întrebări și după aia vă las. Iar ne auzim încet, deci stau efectiv cu gura lipită de microfon. Da. Bună, bună, bună. Ok, nu te supăra, dar cred că ar trebui să ieși puțin de pe YouTube, să te așezi, să te aduni, să-ți rezolvi probleme și apoi să revii cu mai multă implicare. Țin că pentru YouTube faci totul grăbit. Așa este. Nu încerc să fac totul grăbit de serios. Că mie mi-ar plăcea să am mai mult timp, dar din cauza faptului că am un job și am tot specificat asta, îmi este foarte, foarte greu să găsesc timpul necesar pentru a face ceea ce vreau să fac. Și, da, este foarte greu. Eu știu că vă uitați la alte creatoare de conținut care poate au content mai fain decât al meu sau care pun mai mult efort. Și vreau să vă spun că și mie mi-ar plăcea să fiu așa ca ele, dar ele nu au alt job, deci... Persoanele pe care le vedeți voi, care pun foarte mult efort în contentul lor, ăsta este jobul lor, să facă YouTube. Pe când eu lucrez 4 nopți, uneori lucrez și 5 nopți și chiar îmi vine să plâng, pentru că și mie mi-este ciudă. Adică sunt unele persoane care, la numărul meu de abonați, pot să se întrețină din așa ceva. Eu încă nu pot să fac asta și vă zic sincer, eu am luat YouTube ca pe o joacă, no, ca pe un hobby, nu m-am așteptat să cresc atât de mult. Și atunci, vă dați seama că și așteptările au crescut din partea mea și mi-este foarte, foarte greu să, cum să zic eu, nu să mă adun. Mi-este foarte greu să pun în aplicare toate ideile mele pentru că nu am timp, nu am o echipă cu care să lucrez. Tot ce fac, fac singură și ce mă ajută Nathan, dar o să încerc să fac, să pun mai mult efort și... să fac clipurile mai profi sau cum vă place vouă să le spuneți și o să încerc să postez de două ori pe săptămână, dar mi-ar plăcea să ajung la stagiile alea din care să mă întrețin cu banii de pe YouTube, dar vă dați seama, eu nici colaborări, deci eu nu mai fac colaborări, foarte rar e când fac colaborări pentru că simt că, bă, dacă nu mă potrivesc cu un brand, nu. Și atunci, da, mi-este greu și m-am desprins așa de toată vlogosfera din România pentru că am simțit că nu mă uit la foarte puține persoane, sincer, și atunci
Cred că și asta m-a afectat așa un pic, că vă dați seama, m-am desprins, sunt doar eu cu mine și mă uit doar la persoanele din afară și foarte puține fete sunt pe care le urmăresc și de la care mă mai inspir, dar o să încerc, promit. Da. Dar când ai un, vă zic, când ai un job și un cățel și un iubit, este foarte greu. Ok, bun. Vă mulțumesc. Da. M-am întristat așa, chiar îmi vine să plâng. Deși eu mi-aș dori din suflet să fac toate lucrurile astea, nu am timp, efectiv, lucrez ca o tâmpită, pentru că mi este foarte greu. Și nu am timp să fac lucrurile pe care vreau să le fac. Come on. You're gonna ruin your makeup. I've only blown my nose once on it. Are you serious? No, I'm joking. No, I'm just blowing my nose. I'm joking. Gata. No, bine. Bine. Stop crying. I'm so crying. Bine. Haideți că cred că a venit momentul să ies. Am stat aici cred că de vreo oră. How long was this? It was more than an hour. It's been on for more than an hour. Yeah. Cred că am stat mai multe ore cu voi. Și mă bucur că am făcut lucrul ăsta. Oh. It's hard. Dar da. Mulțumesc tare mult că ați intrat. Și vă pup și vă iubesc și ne vedem într-un nou video. Pa. Why are you crying? Don't leave it on that. Da, și nu uitați să dați subscribe. He's gonna say goodbye. Yeah. We can end it now. Okay. What are you gonna say? La revedere. La revedere, așa. I forgot what see you soon is. Ne vedem curând. Ne vedem. Ne vede curând. Curând. Mulțumesc. Pentru vizionare. Subscribe. Și subscribe. Like. Și like, comment, și comment, și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, pe noua pagină de Instagram. Join your YouTube channel membership when you finish sorting when that I'm out. When I'm finishing sorting that out, yeah. Yeah, which you need to do. I It's know. Been set up for about 4 weeks now. Yeah. You just need to stop sleeping in and get it done. Okay. What else? I think that's it. Okay. Bye. Maybe do another one of these in a week or two. Yeah. Yeah. Ne vedem poate într-o săptămână, două cu un nou live stream în care vom dezbate un alt subiect. Okay. Vă pup, pa! Pa! Pa!